Vrei să auzi ceva deosebit, să vezi ceva special? Urmărește Lumea în Obiectiv cu Mircea Vratosil. Salutare, prieteni la Lumea în Obiectiv, Mircea Cosel Vratosil la microfon. Mă bucur să-l am pe Florian Ionașcu alături de mine. El a mai fost cândva la Radio Glas, dragi prieteni, prin 2016, dacă bine mi-aduc aminte. Pe atunci nu prea aveam noi parte video, aveam doar audio și cred că emisiunea s-a și pierdut de mult. Așa că am zis să îl readucem aici, pentru că după 8 ani de zile, credeți-mă că și-a făcut el multe teme și a venit mult mai bogat decât era în 2016. În 2024, cu siguranță are ce să ne spună. Acum a crescut mai mare, pe timpul ăla era prin clasa 8-a, dacă bine mi-aduc aminte, și vă dați seama că au trecut mulți ani și deja chiar putem să spunem că sacul lui s-a îmbogățit cu multe valori. Bine ai revenit la Lumea în Obiectiv și în premieră pe parte video, așa, pentru că pe Skype, pentru că atunci era la radio și eram tot pe Skype, doar audio. Bine v-am regăsit, ca să zic așa, da, ce vremuri, Radio Glas 2016-2017, eram... 2016, că în 2017 nu s-a mai făcut mai nimic din decembrie, atunci am renunțat la radio, iar Magda Câmpeanu, și atunci noi ne-am focusat deja pe partea de video prin Facebook, YouTube, și atunci au trecut multe dintre emisiuni și pe partea asta. Țin minte bine că în 2017, pe 19 mai chiar, a fost realizată o emisiune Lumea în Obiectiv, 4 ani de Radio Glas, cu toți invitații, cu toată echipa radioului, și eu eram și pe post de regie de emisie. Da, uite, bine, vezi, ți-a dus cu bine mie. Am înregistrarea. Asta da. E frumos, ia uzi. Da, s-au întâmplat lucruri multe frumoase, oameni frumoși, dar trebuie să vorbim de omul care este în ocazia asta aici la podcast Lumea în Obiectiv. Despre el, despre ce face, cu ce se mai ocupă, de la clasa 8-a până la trecută și prin universitate, mă gândesc la facultate, la liceu, acum are și o carieră de succes. Spune-ne câte ceva despre tine, pentru că s-ar putea ca oamenii să nu te mai rețină și să nu aibă prea multe informații, pentru că mă refeream că ne-am auzit la radio și atunci s-au pierdut foarte multe informații și atunci nu ne ascultau chiar așa mulți oameni. Da, evident că din clasa 8-a, 9-a chiar a trecut multă vreme, ca să zic așa. Da, am terminat liceul pentru deficienți de vedere Buzău, am absolvit post-liceala de informatică din cadrul acestuia pe specializarea analist programator. În paralel am terminat și facultatea de psihologie și științele educației, Universitatea din București, filiala Buzău, pe specializarea pedagogie învățământului primar și preșcolar. În momentul de față lucrez în biroul parlamentar al domnului deputat de Buzău, Emanuel Ungureanu, și candidez din partea Alianței Dreapta Unită, fiind membru USR, candidez la Consiliul Județean Buzău și la Consiliul Local din comuna mea de domiciliu. Ca să vorbim așa, îl văd foarte activ pe domnul Emanuel Ungureanu pe rețelele sociale. Deci domnul Ungureanu e foarte activ, indiferent de weekend, indiferent de cursul săptămânii, foarte activ în ca să zic așa, în jurul cetățenilor, e în jurul lor, e prins în activitate cu cetățenii. Asta e un lucru foarte bun și felicitări pentru toate inițiativele domnului Ungureanu. Și felicitări că a ales o persoană cu deficiențe de vedere să-i fie consilier. Da, într-adevăr, domnul deputat Ungureanu este foarte implicat în viața comunității. Urmăresc, da, și eu participat la o nuntă a persoanelor cu dizabilități nu de mult, acum un an, doi în urmă, dacă ne aducem aminte, și a fost chiar trup și suflet și la acea activitate. USR, de ce ai ales cariera politică? Ce te-a determinat să alegi
zona asta, mai ales că mi-ai spus că ai terminat informatică, ai terminat orice altă activitate, dar nu legată de zona politică. Eu încă de mic am avut așa o înclinație spre politică. Mă uitam de când eram mic la ce se uita bunicul, adică la televiziunile de știri. Prima dată când am nimerit pe un post din ăsta de gen Antena 3, RTV și altele, am zis, interesant, desene animate pentru cei mari. Că se certau unii pe acolo, da? În studio. Și așa am început să mă uit. Și îl auzeam pe bunicul meu spunând mereu, nenorociții, hoții, fură, uite unde a ajuns țara asta. Și încet, încet m-a prins. Domeniul ăsta era când spunea cu 10 ani, în 2014, când aveam 14 ani. Sau chiar în 2016-17 când făceam Radio Glas, dacă îmi spuneai atunci că o să intru în politică, ți-aș fi zis, fugi, domnule Dei. Pur și simplu am intrat după ce am stat și am analizat toate partidele, ce fac, cum sunt și așa mai departe. De ce am intrat în politică? Am intrat pentru că vreau să fac ceva pentru persoanele cu dizabilități. Dacă noi nu ne implicăm să facem schimbări, să facem lucruri mai bune pentru noi, nu o să le facă nimeni. Noi tot avem impresia că dacă vine cineva să rezolve tot, e ok. Și tot așteptăm să vină cineva, pe cineva călare pe un cal alb ca să ne rezolve toate problemele. Și în România sunt multe probleme de rezolvat în ceea ce privește dizabilitatea. De ce USR? Pentru că mi s-a părut cel mai potrivit loc în care pot să fac lucruri pentru persoanele cu dizabilități. Oamenii sunt super faini, m-au acceptat din prima în colectiv și un factor decisiv care a contribuit la decizia mea de a mă înscrie în USR este existența grupului USR Dizabilități, ceea ce alte partide nu au. Toate partidele au tineret, De acord cu tine, până aici suntem bine. Ce nu este bine, o să înceapă de acum. De ce USR Dizabilități nu este activ în toată țara? În primul rând, în USR Dizabilități intră oricine este interesat, orice membru USR interesat de domeniul ăsta al dizabilității. Suntem din mai multe zone ale țării. Câți participă din toate zonele țării? Este întrebarea zilei la podcast din cadrul USR Dizabilități pe listele Consiliului Județean, Consiliul Local, europarlamentare, parlamentare și poate prezidențial. Aici nu știu să dau un număr exact, dar știu că avem, adică nu sunt eu singurul candidat la alegeri. La alegerile locale din USR Dizabilități. Avem candidat la Săcele, în județul Brașov. Avem candidat la Consiliul Județean Dolj. Avem candidat într-o comună limitrofă municipiului Râmnicu-Vâlcea. De avut avem. Bun. Bine, dar sunt județe care nu au. Gen, Vrancea, Bihor. Dacă stau bine să mă gândesc, nu știu dacă avem pe cineva din Vrancea sau Bihor în USR Dizabilități. Păi de asta te-am întrebat. Păi ce facem? Pentru că nu sunt în toate județele. Aici este una din probleme pe care am trag ca semnal de alarmă. Că ar trebui mai multă implicare și din partea USR, dar și a persoanelor cu dizabilități care se află în ramura asta,
să aducă cât mai multe persoane, să muncească pentru lucrul ăsta, să devină o adevărată comunitate. Acum, vreau să merg mai departe să te întreb cât autoritate și putere are USR Dizabilități în cadrul partidului USR vis-a-vis de ce înseamnă dizabilitatea și tot ce înseamnă proiecte, amendamente și viitoare alegeri care să aducă o bună stare persoanelor cu dizabilități. Bun. Aici nu am zice că e neapărat vorba de putere, dar de fiecare dată colegii noștri din USR colaborează cu noi când, când este vorba de o lege sau de... Pot să dau un exemplu. Chiar te rog. De fapt, mai multe. Să dau mai multe exemple. În primăvara acestui an, undeva prin luna martie, a fost în Senat o inițiativă legislativă care modifica codul fiscal astfel încât persoanele cu dizabilități, ale căror mașini, da, adaptate, mă rog, aflate în posesia lor, erau cu capacitatea mai mare de 2000 de centimetri cubi, nu mai erau scutite de impozit. Colegii noștri din USR Dizabilități s-au consultat cu noi și în Senat au votat împotrivă la această inițiativă, inițiativă care, totuși, cu majoritatea PNL-PSD a trecut în Senat, dar se află la Camera Deputaților, acum prin comisie. Un alt exemplu. Am adus amendamente și atunci când a venit vorba de legea pensiilor sau de legea bugetului de stat. Iarăși, colegii noștri din USR le-au luat în considerare că nu au trecut pentru că majoritatea PSD-PNL, astea alte discuții, dar ei le-au depus. Iarăși, avem în actuala legea pensiilor 360 pe 2023, care va intra cu totul în vigoare în septembrie. De la 1 septembrie. Da. Avem acel articol 105. Da? Deci, articolul care face ca cei care au pensia de invaliditate să poată cumula și cu alte venituri, cu un salariu. Da, o să apară discuția că în anumite lucruri pe care le-ați făcut cei de la USR Dizabilități, le-au făcut și cei de la Partidul Solidarității Sociale, Partidul Persoanelor cu Dizabilități. Deci eu spun, ce pot să spun, chestia asta cu cumularea pensiei de invaliditate cu salariu a pornit dintr-un policy paper, dintr-un policy brief al USR, inițiat de USR Dizabilități, care se află, acest policy paper, se află pe site-ul usr.ro. Da, nu asta e o problemă, dar unele dintre ele o să apară discuție că au fost preluate și de la cei de la Partidul Solidarității Sociale, unde există Partidul Persoanelor cu Dizabilități, unde în proporție, cred că de 70-80% sunt persoane cu dizabilități. Acum, sigur că discuții vor apărea tot timpul. Nu cred că... Cum vezi partidul ăla cu multe persoane cu dizabilități în implicate? Nu am o părere despre el. E un partid ca toate partidele. Deocamdată este un... Cum să spun? La început. E un partid mic. E no name. E în backstage-ul scenei politice românești. Deocamdată nu are ceva de spus concret, pentru că nu este nici în Parlament, nici abia s-a înființat, înființat recent. Da, spune-mi, te rog, cât sunteți în USR Dizabilități? Păi suntem câteva zeci de membri și de când sunt eu acolo, din august 2023, din august anul trecut, au mai venit oameni. Întrebarea mea a fost vis-a-vis de autoritate, adică dacă voi vă puteți pune propuneri și tot ceea ce aveți pe hârtie și sunt luate în seamă sau
mai trebuie să ascultați și de partid, că doamne, asta chiar nu putem. Și dacă e bună, noi nu putem să facem lucrul ăsta, de exemplu. Nu ni s-a spus niciodată când am venit cu o propunere că asta nu e bună, nu. De fiecare dată propunerile cu care a venit USR Dizabilități către senatorii și deputații USR au fost acceptate, au fost preluate. Asta e foarte bine. Păcat că sunteți și voi puțin, pentru că mai ales că multe persoane cu dizabilități s-au infiltrat în diverse alte partide, mai mari sau mai mici, și nu sunt unite într-un singur partid, într-un singură organizație unde să devină o forță. Fiecare s-a răsfirat pe unde a putut. În partidele mari, din câte știu, PSD, PNL, persoanele cu dizabilități, dacă sunt, le număr pe degete și sunt pe cont propriu, pentru că, așa cum am spus, astfel de partide nu au, ok, au PSD, respectiv PNL Tineret, au organizații de femei, dar n-au și organizații, n-au și grupuri de lucru pentru dizabilități. Clar, asta nu este o problemă, cunoaștem aspectul ăsta. Vorbește-ne despre tine, cum ai ajuns să fii consilierul domnului deputat? Da, e o poveste pe care am mai spus-o și pe care o să spun cu drag de fiecare dată când voi avea ocazia. Când m-am înscris în USR, la începutul lunii august, anul trecut, 2023, și am fost acceptat, întâmplarea a făcut ca la două zile după ce am fost acceptat în USR să aibă loc o acțiune. O acțiune la care m-am dus și eu, pentru că am vrut să-mi cunosc colegii, să-mi cunosc oamenii, așa, și la acțiunea respectivă a fost prezent și domnul deputat Ungureanu. I-am spus despre mine cine sunt, cum îmi place mie să spun, m-am marketat. M-am prezentat, i-am spus cine sunt, ce facultate am făcut, ce am terminat, ce pozițială, în ce proiecte am fost sau sunt implicat. I-am povestit despre proiectul LegiDiz, despre nevedea așa, și așa mai departe. Și i-am spus că, din câte știu, fiecare parlamentar are birou în circumscripție electorală și are angajat personal, consilieri. I-am spus că aș fi disponibil și că mi-ar plăcea să colaborăm pe partea asta a dizabilității. Și domnul deputat a spus da. În decembrie am fost angajat. Excelent. Da, deci chiar a fost, nu știu cum să zic, un noroc, o oportunitate extraordinară. Pentru că mai ales că se apropie marile alegeri din 2024, era puțin probabil să te gândești, domnule, trebuie să mai aștepți, că uite, până nu vedem dacă ies iar, dacă nu ies, dacă voi fi pe liste, dacă, știi, apăreau multe întrebări de genul ăsta și atâtea incertitudini încât nu știai sigur dacă dumnealui dispus sau nu să colaboreze. Da, nu știu. Ceva i-a plăcut la mine. Nu știu, i-a plăcut prezentarea, i-a plăcut. Ceva i-a plăcut. Ce proiecte ați reușit să faceți în primele luni împreună? Ca să răspund la întrebarea asta, trebuie să spun mai întâi că eu, ca consilier parlamentar, rolul meu este de a asculta pe oameni, de a veni cu problemele lor către domnul deputat și de a face propuneri de legi și nu numai, și de a monitoriza mass media. În momentul în care apare un caz în care eu știu, nu știu ce primărie nu a plătit salariile către asistenții personali, atunci îi transmit
problema domnului deputat. Ce are mai mulți consilieri sau e singurul? Nu sunt singurul. Nu, suntem mai mulți. Ce am reușit să fac până acum, de când sunt angajat la domnul deputat, păi am reușit să îi trimit câteva proiecte de legi. Și, de exemplu, unul dintre aceste proiecte se referă la asistenții personali, ca ei să nu mai fie plătiți să nu mai fie plătiți de primării, ci de agențiile județene de plăți și inspecție socială. Știți cum da. E, mai ales în mediul rural sunt multe probleme. Da, cunoșteam. Da, i-am trimis pe la sfârșitul ianuarie, începutul lui februarie, acest proiect de lege domnului deputat. Concret, proiectul modifică câteva aliniate și articole din 448. Nu e cine știe ce. Precedent a mai fost, deci este un precedent, dar de data asta la nivel guvernamental, când în 2018 s-a dat o hotărâre de guvern, 1019 pe 2018, în care s-a decis ca indemnizațiile persoanelor cu dizabilități să nu mai fie plătite de GSPC-uri și de AGPIS-uri. Da. În 2018 s-a făcut treaba asta și văzând acest precedent am zis să trimit și eu un proiect de lege, mai ales că erau discuții de mai demult în grupul nostru, Muzeul de Dizabilități, pe tema asta, a asistenților personali. Iarăși, acum, chiar acum câteva zile, i-am trimis un proiect de lege domnului deputat care să modifice puțin codul muncii, acel articol 31 aliniat 2. În codul muncii spune acum că perioada de probă la angajare pentru persoana cu handicap e de cel mult 30 de zile și din coace în 448 la articolul 83 spune că e de cel puțin 45 de zile lucrătoare. Deci 30 de zile calendaristice, 45 lucrătoare. A spune că asta nu e cea mai importantă problemă și că nu arde. Dar totuși e o eroare legislativă, eu cel puțin așa o văd și trebuie reparată. Bun, și participarea la concursuri. Cum se procedează la persoanele cu handicap? Pentru că avem situații în care nu au fost primiți la concurs tineri în diverse instituții ale statului. Da, aici iarăși mi-a ridicat mingea la fileu. I-am trimis domnului deputat un proiect de lege, tot așa prin ianuarie-februarie, care să modifice articolul 78 din 448. La un aliniat acolo se spune că instituțiile publice sunt obligate să organizeze concursuri speciale pentru persoane cu dizabilități, acestea putând participa și la concursurile tipice. Și am spus acolo, instituțiile publice sunt obligate să organizeze de cel puțin două ori pe an. Eu cred că ar trebui, părerea mea, în momentul în care se face acest concurs, automat să fie făcute și pentru persoane cu dizabilitate. Pentru că sunt o grămadă de persoane cu dizabilități care ies după băncile școlii și nu au unde lucra. Din acel milion, nu? Da, de persoane cu dizabilități din România, sunt destule. La nivel guvernamental există proceduri. Proceduri degeaba există dacă practic nu se întâmplă nimic. Când trimiți o persoană cu deficiență de vedere, cecitate totală, acasă, că nu îl primești pentru că tu nu îi poți oferi, că nu are însoțitor, când ei trebuie să-ți ofere lucrul ăsta, da? O persoană din cadrul instituției lor, da? Și ne referim la majoritatea că sunt masări, da? Asistenți balneofizioterapeuți, că majoritatea se angajează la așa instituții. Foarte puțin dintre ei merg la instituții de altă natură, da? Și au și alte școlarizări. E, ca atare, acea persoană trebuie să fie primită automat, vrei, îl lași să se înscrie, automat îi găsești persoana sau ai o persoană angajată care se va ocupa
de scris și oral în, pe perioada aia și omul are dreptul la muncă egală și șansele lui pentru a deveni angajat acelui spital sau clinică de stat și privată fără alte discuții. Da, așa cum spuneam, procedurile există, da, dar pe hârtie, la mentalitate dar, e practic ele nu sunt puse în aplicare de către instituții. De nicio instituție, nu mai vorbim de da, spitalicească sau altă instituție ale statului român sau privată. Pentru că numai pentru stat făcută, ci și pentru privați obligați. Pentru că dacă nu-mi place fața ta, nu te primesc sau îmi fac atâtea griji că cum se descurcă o persoană nevăzătoare sau nu în scaun rulant sau nu știu de care și îmi fac atâtea griji și eu nu-l primesc, ci că din grija asta, pardon. Da, din păcate nu numai instituțiile publice fac asta, ci și companiile private, preferând să plătească acea taxă de neangajare către... Bun, ce n-ar trebui mărit această taxă de angajare? Să fie atât de usturătoare încât să faci mai bine să angajezi o persoană cu dizabilitate decât să îl pui să plătească minimul pe economie? N-a zice neapărat, pentru că pentru instituțiile de stat tot aia va fi, adică tot ele tot o vor plăti. În schimb, ar trebui explicat oamenilor de ce să angajeze persoane cu dizabilități, care sunt beneficiile, ce poate persoana cu dizabilități să facă, faptul că poate aduce un plus în societate. Și aici vreau să spun că de asta m-am și decis să candidez pe listele Alianței Dreapta Unită la Consiliul Județean și la Consiliul Local, pentru că chiar vreau să fac ceva pentru persoanele cu dizabilități. Asta bun, doresc. Ești în calitate de persoană cu dizabilități pe liste, da? Da. Că tu vei și vrei să fii omul și vocea persoanelor cu dizabilități din Buzău și a problemelor lor care sunt sau vor exista în următorii 4 ani. Tu când te vei duce acolo să expui problemele fiecăruia, iar Consiliul Local sau Consiliul Județean să ia deciziile cele mai bune și cele mai sănătoase pentru o viață mai bună, mai frumoasă și mai sănătoasă sau egală cu ceilalți tipici. Exact, îmi doresc accesibilitate pentru toate instituțiile publice din județ sau din comună, indiferent unde voi ajunge. Doresc... Și dacă ajunge la amândouă? Nu, dacă ies la amândouă trebuie să-mi aleg una dintre ele, orice orice lege. Unde crezi că ai mai multe șanse? Acum, sincer să fiu, eu mi-aș dori să ajung în Consiliul Județean pentru că de acolo poți face mai multe pentru persoanele cu dizabilități decât din Consiliul Local. Gândiți-vă că școlile speciale sunt în subordinea Consiliului Județean. Și că tot vorbeam de școli speciale, există 6 pentru nevăzători. 7. Sunt 7. Sunt cele 2 de la București. Au da, e în una, oricum ar fi. Și dacă sunt 2 locații diferite, tot în una, pentru că se ia de la grădiniță până la post liceal, da? Tot în una intră, că tot aia. E adevărat că ele sunt împărțite în 2. Nu am înțeles nici acum de ce, când ar putea să le unească instituțiile astea, să le aducă acolo, că spațiul e destul la București. Da, și e adevărat, că după aia mai sunt Buzău, Cluj, Arad, Timișoara, Târgu Frumos. Da, ce vreau să spun? Și Oradea are doar grădinița avea de amblio. Ah, ok, de asta nu știam. De mult era treaba asta cu ambliope. Acum nu știu dacă mai există sau nu, dar știu că asta era pe liste. De tot vorbeam de școlile speciale. La noi la Buzău avem și singura din țară poziceală de informatică în cadrul școlii de nevăzători. Un an jumate sau 2? Un an jumate. Dar dacă e așa, e singură, dar apoi are și Clujul de tehnician major de 2 ani, Bucureștiul și Aradul are de 3 ani balneofizioterapia, apoi e Timișoara care nu are nimic, Târgu Frumos nu are nimic,
breaking news are. Am fost la Timișoara în octombrie an 2022 și da, atunci era pozițiala de tot așa de tehnician maser, o inauguraseră recent, ceva în genul. Înseamnă că era... poate că au acum, dar au acum, da. Da, poate că din anul ăsta au inaugurat, pentru că era, știi că Timișoara și Arad sunt foarte apropiate și de asta m-am gândit că ei erau doar până la liceu la un moment dat și atunci nu era. De asta știam așa. Acum va fi mai greu, vor avea mai puțini studenți, ca să spunem așa, la post liceală, cei de la Arad, ce aveau ei puțin și era greu. Acum o să fie și mai greu. Ok, da, asta vă spun că în octombrie 2022 era poziția asta. Bun, și gândește-te că e și la Cluj. Deci pe zone foarte apropiate, deci undeva la câteva sute de kilometri. Da, e adevărat și asta. Ce vreau să spun, că n-am apucat să termin ideea. Ok. Avem în Buzău poziția asta de informatică. De la Buzău, singura din țară pe informatică, că restul suntem fie de balneo, fie de tehnicia masor, pe masaj. Noi mă gândeam așa, ce-ar fi ca elevii școlii poziționale de informatică de la noi să poată face practică în compartimentul de IT al CJ-ului? De ce nu? Pentru că un program de internship le-ar da șansa să se dezvolte pe plan profesional. Altfel se sedimentează lucrurile, cunoștințele, se consolidează altfel când faci practică undeva, când vezi cum e să ți se traseze sarcini de către un superior, să ai ce învăța de la un profesionist în domeniu și știți cum e? Într-un program din ăsta de internship, când internul, practicantul își face foarte bine treaba, e om serios, se ține de treabă și e totul bine, un program din ăsta se poate transforma la sfârșit într-unul individual de muncă. Deci ce frumos ar fi! Da, știi că era un proiect de genul ăsta făcut tot prin post liceală de la București, era tehnician secretar operator birotică, dacă ți mai aduci aminte. Și Asociația Nevăzătorilor din România avea un program cu BRD, Societe General, prin care să-i angajeze pe persoanele cu dizabilități fără vedere sau vedere parțială în cadrul acelei companii. Nu s-a întâmplat absolut nimic nici până în ziua de astăzi. Nu știu, tot ce știu este că elevii pozițiali de masaj de la București fac practic în spital. Da, nu, eu vorbeam de secretar birotică, operator birotică. Am înțeles, da? Tot ceva de IT, da? Tot partea asta IT, da? Am înțeles, dar văzând chestia asta, bun, nu... Da, spitalele, da, toți fac în spitale, fac muncă foarte bună, numai că ei trebuie să participe la concursuri, dacă sunt concursuri, dacă este loc, și înțelegi mai departe. Da, tocmai asta spuneam. Văzând, sau auzind, mai bine, de faptul că ei fac practic în spital, am zis, eu zic, domnule, de ce nu s-ar putea face ceva similar și la noi? Că una e să faci practică în laborator, alta e să faci practică undeva într-o instituție. Nu, că ei fac asta dintotdeauna acolo la București, practică în spitale, numai că... meseria asta, dacă o spunem pentru multe persoane cu deficiențe de vedere care chiar își doresc să facă asta toată viața, nu este protejată, că poate veni un văzător care știe să facă mai multe. Da, asta știu că spitalele nu au și program din ăsta să-i angajeze, dar noi putem... Nu, deci pe ei nu, trebuie să particip la concursul la fel ca ceilalți. Cu toate că tu ești bazat mai mult pe masaj, da? Decât electroterapie și kineto și toate celelalte, să zicem, materii de curs, de studiu. Trebuie să dai la cot la cot, da? Și toate persoanele cu dizabilități de vedere, da?
se descurcă de minune la concursuri. Numai că sunt probleme cu angajarea, pentru că cine îl ajută, ce face, unde se duce, cum se descurcă, și apar tot felul de discuții de genul ăsta inutile. Și aici e problema, că o persoană cu deficiențe de vedere ar trebui să dea examen și dacă este balneo fizioterapeut, doar pe masaj. Pentru că la el s-a pus accent în cei 3 ani foarte mult pe masaj. Celelalte au fost niște materii de cunoștințe mai secundare, da, ca să aibă informații cât mai multe, dar principala lui meserie și pe ce s-a axat a fost masajul. Și mulți dau examenul la fel ca unul care, să zicem, că vede și poate să le facă pe toate, și la post liceală lui s-a axat pe toate materiile, da? Că undeva se face discriminarea asta pozitivă, cu ghilimele, da? Tocmai de asta, asta voiam să spun, că noi putem aduce ceva în plus, ok. Chiar vreau să fac chestia asta, dacă ajung în Consiliul Județean... Nu vezi Buzău, cât e de accesibil Buzău, mai ales că aveți școli speciale în oraș, cât e de accesibil ca oraș pentru o persoană cu deficiențe de vedere, deficiențe de locomoție, chiar și pentru cele cu deficiențe de auz și de vorbire? O să răspund imediat, numai să-mi termin ideea pe care o spuneam. Dacă o să ajung în Consiliul Județean Buzău, chiar o să lupt pentru asta. Am energie și nu puțină, și lucruri precum accesibilitatea locurilor publice și proiectul ăsta de internship sunt lucruri în care chiar cred. Și da, s-ar putea veni cu ceva în plus. Adică, ok, urmez stagiul ăsta de practică și cel mai bun dintre cei mai buni sunt angajați. Adică se poate transforma într-un contract de muncă. Acum, răspunsul la întrebarea cât de accesibil e Buzău, păi, din punctul meu de vedere, nu prea e. Adică, nu, eu prefer să merg oriunde am de mers, prefer să merg cu taxiul. Ce lipsește Buzăului ca să fie accesibil atunci? N-am văzut rampe de acces peste tot pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. Și apoi anunțarea stațiilor în autobuz. Păi degeaba ai difuzoarele alea prin care se anunță numele stațiilor, ce stație urmează, dacă tu ca șofer dai difuzoarele la minim, le dai încet pe motiv că îi deranjează pe ceilalți. Da? Asta e. Am văzut și locuri în care accesibilitatea exista și chiar m-a surprins. Am fost vara trecută la Monteoru, la Sărata Monteoru. Este un hotel acolo, cere să-i zice. Nu numai că avea rampe, că avea rampă de acces, dar la recepție avea covor tactil. Deci puteai să te duci până la lift și liftul avea butoane etichetate și în braille. Deci m-a surprins. Și din câte știu, hotelul ăla aparține statului, prin casa de pensii. Acolo se duc oamenii și își fac proceduri prin casa de pensii. Deci, da, chiar m-a surprins. Dar orașul în sine, nu știu, mai are de lucrat. Adică aglomerat e peste tot. În zona școlilor speciale este accesibilizat? Pe trotuare, de exemplu, mai Horticole, mai rău. Strada Horticolei, care duce către gară, da, și ajunge la școală. Este accesibilizată sau nu? N-am văzut pe strada Horticolei, de exemplu, semafoare sonorizate. Dacă ridici bastonul, în zona aia oamenii se opresc, că știu că e școală de nevăzători și trec nevăzătorii. Și... Dar în alte zone n-am văzut. Domnule Ionașcu, spuneți-mi cât de accesibile sunt școlile din Buzău pentru persoanele cu dizabilități care vor să fie într-un învățământ normal, pentru că vorbim de incluziunea socială.
am intrat într-un liceu din Buzău. N-am văzut niciun fel de rampă acolo. Am intrat într-o clasă, țin minte, mare. Da, m-am dus, eram în clasa 12-a și o profesoară din liceul respectiv, în care se cunoștea cu ai mei, m-a invitat să le vorbesc copiilor a 12-a ca și mine, da? Le era dirigintă. M-a invitat să le vorbesc elevilor mei despre mine. M-am dus în liceul respectiv, cum v-am spus, n-am văzut niciun fel de rampă, nici... Ce să mai vorbim de indicatoare tactile, de indicatoare de braille? Nu. Bun, cum te-au perceput colegii din fața ta de clasa 12-a? Am intrat în clasa acolo, m-a dus la catedră. Când am urcat scările alea către catedră, am zis că mă pun ăștia pe tron, mă fac împărat. Oamenii, elevii respectivi m-au perceput ca pe un om normal. Adică un om ca și ei care vrea să facă ceva, să facă o facultate, să-și urmeze visul. Deci nu ai avut bullying sau discriminare sau un cuvânt care să te simți cumva stânjenit? A fost o oră, o oră sau două. Să-ți dai seama de anumite întrebări ale lor, de anumite reacții pe care le-a avut. Nu a fost bullying, nu a fost nimic. Nici atunci, nici în facultate. În facultate, deci colectiv a fost... Ai simțit vreodată bullying-ul, apropo, și discriminarea în timpul învățământului, că tot am deschis o cutia asta în Pandorii învățământului? Acum, ce să zic, în școlile speciale, bullying-ul nu e atât de mare ca în școlile de masă. Știu asta de la sora mea și de la alte cunoștințe. Acolo bullying-ul în școlile speciale nu e prea mare, sunt cam toți la fel. Faci parte dintr-un grup. Sora ta este tot cu deficiențe de vedere? Nu, asta spun. Ea a fost în școala de masă, apoi la liceu militar. În școala de masă a fost bullying, da, este bullying din plin. Acolo chiar bun, la școala de masă zici că este bullying. De ce n-ai crede că nu există și la școlile speciale o discriminare? Tachinări există și acolo și ca peste tot. Există, și în mine dreptăți că așa e lumea, dar nu la nivelul ăla la care... Da, nu este la nivelul ăla, dar totuși există. Mai mult din partea colegilor sau din partea profesorilor? Nu prea l-am simțit. Păi, da, bine, mai era profesorul de sport. Hai să vorbim despre momentul în care tu ești la curs, știi lecția la fel de bine ca și colegul și poate primești o notă mai mică în dauna colegului tău care a luat o notă mai mare, sau în momentul în care tu nu ai știut atât de bine lecția, ție îți poate servi o notă mică, iar colegul îl păsuiește și zice lasă că înveți data viitoare și îți spun o notă mai mare. Sau să te pregătești că nu-ți spune astăzi notă și ca să iei nota mare. Nu, asta nu s-a întâmplat niciodată. La mine în școală nu. Nu țin minte să fi fost dezavantajat, chiar dacă știam lecția, să fi luat o notă mai mică în beneficiul unuia care n-a știut și care a luat o notă mai mare. Nu, asta s-au mai schimbat vremurile. Asta nu s-a întâmplat niciodată. Într-adevăr, era profesorul de sport care îți mai zicea, mămăligă, hai tataie, dacă nu erai îndemânatic, dar cam atât. Nu, niciodată profesorii nu au făcut discriminări pentru că nu le-a plăcut fața ta. Nu știu ce era, poate pe vremea comunismului era și asta. Și poate că în școlile de masă... Poți spune cât de mult v-au încurajat profesorii după 2010-15 încoa să veniți către o facultate și nu către post liceală de balneo fizioterapie tehnician masior de la Cluj, de la Arad, de la București, de la Timișoara?
nu i-am auzit pe profesor spunând duceți-vă la poziția de masaj că acolo e mai bine, nu vă trebuie vouă facultate, nu. Nu i-am auzit. În schimb, nu știu de ce se întâmplă asta, dar până la generația mea, până când am intrat eu în clasa 12-a, la proba 3-a toată lumea dădea bacul la geografie, cum necum toată lumea și alegea geografia, până când am venit eu în clasa 12, în clasa 12 și am spus, eu dau la filozofie, asta mă avantajează pe mine. Bineînțeles că toată lumea, stai cu minte, nu știi cât de greu e, nu știu ce. Eu mi-am văzut de drum, am luat la filozofie, am luat proba respectivă cu nota 10. E, și de atunci, din câte am auzit, nu numai că lumea și alegea și alte probe, dar puteau să dea bacul și pe laptopuri, nu numai în braie exclusiv. Deci din 2021-2-3 încoace, lumea și-a ales și altele. Dar a trebuit ca eu să-mi aleg filozofia și un alt coleg să-și aleagă psihologia, ca să se întâmple asta, că până acum toată lumea, nu știu cum se făcea, dar toată lumea dădea geografie la proba a treia. În rest, unde, nu. Unde n-ai ales partea de învățământ? Pentru că ai zis că ai făcut și ceva, da, cursuri în învățământ. Povestea e iarăși mai lungă. Trebuie să mergem, să derulăm mult înapoi, în copilăria mea, clasele primare, când spuneam că, doamne, eu vreau să mă fac prezentator TV sau om de radio. Da, și poți, că jurnalismul la ora de a te invită, dacă vrei, e o facultate foarte bună aici, jurnaliști, științele comunicării, da. În adolescență chiar am cochetat cu radio, că vorbim mai devreme, adică la început de radio. Da, și să știi că nu este târziu niciodată să te apuci de treabă, că te va ajuta în cariera ta politică. Sau dacă îți dorești un master în politici publice europene, de asemenea ora de asta la dispoziție. Ok, în liceu, clasa 11-12, mă gândeam ce vreau să fac. Și în planurile mele erau jurnalismul sau comunicarea și relațiile publice. Dar, na, 2020, vara lui 2020, da? Pandemia. Pandemie, nu existau vaccinuri. Atunci am aflat că există o facultate la Buzău și chiar de stat, cu pedagogia asta învățământului primar și preșcolar. Și am zis, domnule, ar fi un risc cam mare să mă mut, să mă mut în alt oraș. Am ales facultatea asta. Am zis că poate o să-mi și placă să devin profesor, dar am descoperit că nu sunt în același film, că nu sunt făcut pentru asta. Totuși am făcut-o. Am făcut-o licența, iarăși, cu nota 10. Nu? Am rămas tot timpul la buget, n-am avut restanțe niciodată. Eu nu știu cum e să fii restanțier. Deci, zicala studentul fără restanță e ca ușa fără clanță, sau n-ai restanță, n-ai prestanță, nu se potrivește nimeni. Nu, da, clar. Poți să fii și integralist. Da, am descoperit că nu-mi place să vin în învățământ. După facultate ce ai făcut? După ce mă gândesc că ai făcut 3 ani. Am făcut 3 ani, da, din care în paralel un an jumate cu poziția asta de informatică. În februarie anul trecut, am terminat poziția, la iunie am terminat facultatea. Și în decembrie m-am angajat la cabinetul parlamentar. Deci asta e ceea ce faci tu acum, e activitatea, da, ta profesională. Bun. Înseamnă că unde dai și unde crapă, că Florian, al nostru, tot spre jurnalism încoa, spre partea publică, așa îi place să cocheteze și să fie în folosul societății în care trăim. Ca să vezi unde te duce viața, că eu îmi doream inițial om de radio sau TV, jurnalism, comunicare. Dar să știi că nu e târziu, că nu se știe niciodată, că, pentru că e bine să te îmbogățești cu ceva palmares în jurnalism și politice, pentru că îți va fi de mare folos în activitatea ta politică. Ideea asta e că mi-am dorit ceva, am făcut altceva și acum fac altceva față de ce am studiat. Păi bun, dar oarecum politica are de a face de ieși în față cumva în zona asta. Adică nu este ceva departe, dar
Totuși este bine să pui acolo ceva în plus. Asta e părerea mea. Da, când o să consider că va fi momentul, atunci cu siguranță... Pentru că având o patalama la mână și informații în plus pe lângă patalama, cu siguranță vei tinde să-ți dorești și mai mult și să nu te oprești doar la ce faci acum. Cu siguranță nu o să ies la pensie din funcția pe care o am acum. Da, acum eu nu știu ce vei alege tu, da, sau ce vei face tu. Important e să lupți pentru societatea în care trăim și celor care te votează. Asta e cel mai important. Da, important e să lupți pentru persoanele cu dizabilități, pentru că, vedeți, noi, spre deosebire de persoanele fără dizabilități, și am spus asta ieri pe Facebook, dom'le, noi nu putem, din cauza mobilității reduse, nu putem pleca din țară. Ba, cei care au... Cum să nu putem pleca? Vai, dar cine ți-a spus că nu putem pleca? Avem asistent la aeroport. Și la plecare și la ajungere în aeroportul celălalt. Deci nu e asta o problemă. De ce să nu poți? Câte persoane nevăzătoare nu pleacă în străinătate? Asta e, că sunt foarte, adică foarte multe. De fapt, grosul suntem aici. Toate persoanele nevăzătoare pe care le știu eu că au plecat din țară, au plecat pentru că familiile lor au decis să emigreze la un moment dat. Da, da, să știi că pot pleca mai ușor decât un scaun rulant. Da, bun, ok. Nu vorbim că și scaunul rulant pleacă fără probleme, tot cu asistență din partea aeroporturilor din România și din afara României, pentru a-i ajuta la deplasare și intră în față, au o intrare specială, chiar și persoanele celelalte nevăzătoare, deci, și care mai sunt în situații în care au nevoie de asistent, ei sunt o prioritate. Deci nu există. Eu vă cred, dar v-aș întreba și eu, din toate persoanele cu dizabilități care au studiat sau studiază la facultăți, câte au fost în Erasmus? Eu n-am auzit vreuna să fi fost în Erasmus. Eu cred că au fost, dar nu prea multă publicitate pe ei. Un singur, eu o singură persoană nevăzătoare. O, eu știu, și din trecut au mai fost, să știi. Erau de pe la Buzău și au fost în străinătate și au fost. Adică dacă stau să mai sap puțin așa, cred că găsim. Cred că și de la dumneavoastră de acolo, de la Școala Nevăzătorilor din Buzău. Știu că sunt oameni care nu s-au limitat într-un loc. Personal știu un singur nevăzător care a plecat în state ca să facă clasa 11 acolo prin programul Flex. Alții nu mai știam. Da, nu mai fi, dar nu știm noi. Deci nu vreau să comentez în ce nu știu, pentru că nu și are sens. Ceea ce vreau să spun este că oricum, grosul suntem aici. Grosul persoanele cu dizabilități și încercăm să ne construim mai binele către care mulți dintre noi sau cei mai mulți nu putem merge, să ne-l construim aici. Alege dreapta unită, nu-i lăsa să-ți fure viitorul. Trebuie să reaprindem speranța în sufletele oamenilor care nu mai cred că se mai poate vindeca țara de ciumă. Doar împreună putem construi România modernă, pe care ne-o dorim pentru generațiile viitoare. Doar împreună putem reda oamenilor orașul în care trebuie să trăiască frumos. Doar uniți vom reuși. Dreapta unită poate fi speranța celor care nu mai cred în schimbarea unui sistem corupt și degradat, dominat de 3 decenii de PSD. Este acum momentul să schimbăm ceva cu adevărat și să vă convingem că noi suntem alternativa. Alege dreapta unită. Nu-i lăsa să-ți fure viitorul. Acum am trecut de partea asta a poveștii, a luptelor care le aveți în Buzău ca persoană cu dizabilitate. Domnule Florian Ionaș, ne pregătim de 9 iunie 2024 o dată care vă reprezintă trup și suflet, pentru că sunteți candidat la Consiliul Județean Buzău și la Consiliul Local Vadul Pașilor. Puneți-mi care sunt proiectele dumneavoastră pentru următorii 4 ani și de ce merită
ca cei care au ștampila în mână să pună votul pe dumneavoastră și pe Alianța Dreaptă Unită. Pentru Consiliul Local Valdu Pași, dacă voi ajunge acolo, îmi doresc ca asistenții personal să fie plătiți așa cum scrie la lege, da? Cu toate sporurile ce li se cuvin, cu vechimea, cu, da? Și să li se acorde voucherele de vacanță, că nu li s-au mai dat de ani buni. Asta odată. Doi, toate locurile publice din comună să fie accesibile cu persoanele cu dizabilități. 3. Ședințele Consiliului Local să fie transmise online, pentru că, da, ok, nu e din domeniul dizabilității, dar cred că toți locuitorii trebuie să știe ce decizii se iau pentru ei, ce decizii iau pentru ei cei pe care îi aleg până la urmă. Da? Și 4. Îmi doresc acordarea din partea primăriei unei subvenții pentru studenți. Am fost student în facultate și știu cum e să ai colegi care să-ți vină de la Locotari, de la Rușețu, de la Nehoiu și de la Bisoca, chiar și din Brăila, da? Tot felul de localități departe de Buzău. Pentru Consiliul Județean îmi doresc accesibilizarea locurilor pentru persoanele cu dizabilități în instituțiile publice. Să existe, domnule, indicatoare în braille, covoare tactile, să fie indicații și în LSR, dacă se poate. Da? Și tot pentru Consiliul Județean îmi doresc ca elevii Școlii Pozițiale de Informatică din cadrul Liceului pentru Deficienți de Vedere Buzău să poată face practică în compartimentul de IT al Consiliului Județean. De ce nu și în alte instituții? Dar la CJ cred că s-ar putea face mai ușor, pentru că școlile speciale sunt subordonate administrativ acestuia. La fel cum școlile de masă sunt subordonate primăriilor. Sunt lucruri în care cred și vreau să lupt pentru ele, dar pentru asta am nevoie de ajutorul tuturor buzoienilor, pentru că fără vot nu pot să fac nimic. Eu sunt dispus să lupt pentru ceea ce cred. Nu fac promisiuni, că m-am săturat de verbul a promite și de sintagma promisiuni electorale, dar sunt lucruri în care cred și pentru care sunt dispus să lupt, lucruri pe care sunt dispus să-mi focalizez toată energia pe care o am și nu e puțină. Aș vrea să știu, domnule Florian Ionașcu, dacă sunt proiecte pe care dumneavoastră vreți să le continuați și să le finalizați și au fost începute în mandatul 2020-2024 de către colegii dumneavoastră și vreți să facă parte și din portofoliul dumneavoastră din 2024-2028. În general, cam orice ales ar trebui să continue proiectele bune, da, pe care le-a început predecesorul lui. Cu siguranță, dacă sunt proiecte bune care merită să fie continuate, da, cu siguranță că alături de colegii mei le voi continua. Nu sunt singur, fac parte dintr-o echipă. Aș vrea să-mi spuneți 3 puncte de succes ca dumneavoastră să puteți realiza aceste proiecte de care ați vorbit pentru 2024-2028 și oamenii să vă voteze, să zică da, Florian Ionașcu merită să fie consilier local la Vadul Pașilor sau consilier județean al Buzăului. O să vă spun 3 succese pe care iarăși le-am realizat în cadrul echipelor din care am făcut parte, da? Deci nu singur. Uitați, în perioada studenției, în perioada facultății, am făcut parte din Consiliul Facultății. Colegii mei din filialele Buzău și Focșani, Vrancea, m-au trimis să-i reprezint acolo. Ce am făcut eu pentru ei, alături de ceilalți 7 studenți reprezentanți, știți cu toții, știți cu toții care sunteți în facultăți sau care ați fost, în Consiliul unei facultăți sau în Senatul Universității, 25% din locuri sunt pentru studenți.
Bun. Ce am făcut noi, ce am făcut eu împreună cu colegii mei? Am stopat fie și pentru o perioadă, că după ce am plecat noi au crescut. Dar am stopat indexarea taxelor cu inflația. A venit la un moment dat o decizie de la Consiliul de Administrație al Universității care spunea că toate facultățile pot face ca taxele să fie indexate cu inflație, cu inflația, adică să crească de la un an la altul. Decizie pe care noi, alături de câțiva profesori, că nu se putea altfel, am respins-o în Consiliul Facultății. Asta se întâmpla în în februarie 2022. Și cât am fost noi acolo, taxele nu au crescut. Asta a fost un punct. Al doilea punct. În martie 2022, Ministerul Educației, atunci când s-a terminat pandemia, a decis să schimbe regulile jocului, forțând universitățile să-și treacă activitatea din online în fizic. Au fost foarte multe discuții la acel moment. Noi ne scriau toți studenții din toată facultatea că ne scriau mulți. Unii ne spuneau că dacă se schimbă regulile în timpul jocului, ei abandonează studiile. Pentru că mulți își găsiseră joburi în provincie sau își făcuseră contracte la centre de practică, să facă practică și așa mai departe. Și le aveau oamenii pe ale lor. Și au fost foarte multe discuții și cea mai bună soluție care s-a putut găsi atunci a fost să se instituie o perioadă de tranziție. Deci de la data de 18-19 martie, 20, până la vacanța de Paște s-a instituit o tranziție astfel încât profesorul putea să predea și din sală, dar trebuia să transmite și online pentru cei care nu puteau să vină, cursurile se mai puteau ține online și așa mai departe, până la vacanța de Paște. Și după vacanța de Paște s-a revenit fizic. Și asta a fost încă un punct pe care eu și colegii mei de la vremea aceea din Consiliul Facultății, alături de domnii profesori universitari, asta a fost încă un punct pe care l-am realizat. Al treilea punct care a și rămas în facultate, am votat la mijlocul lunii iunie 2022 la psihopedagogie specială să existe un loc special bugetat pentru studenții cu CES, așa cum exista și pentru romi. Acum da, în actuala lege a învățământului superior universitățile trebuie să ofere, dar atunci, în vara anului 2022, s-a făcut la decizia universității și a facultății. Majoritatea universităților au locurile lor fără, doar romii și cei din Republica Moldova, cred că beneficiază, și ucrainienii beneficiau la un moment dat de locuri eligibile pentru a intra la universitate. Cel puțin la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București, există un loc special bugetat pentru studenții cu CES. Și asta s-a făcut, decizia asta s-a luat în mandatul meu de student reprezentant în Consiliul Facultății. Da, și la Cluj au fost anul trecut 10 locuri pentru persoanele cu deficiențe de vedere și alte probleme, da, pentru persoane cu dizabilități. 10 locuri în Universitatea Babeș-Bolyai, dacă 10 locuri la diverse specializări unde s-a acceptat câte un loc. Da, deci este o performanță asta. Da, zice neapărat o performanță, mai degrabă sunt lucruri pe care am reușit, nu singur, subliniez, nu singur, să le fac. Și vreau să ne întoarcem la punctul 2 puțin, de școala hibrid, cum îi se spune, online și fizic. Cred că ar trebui să se continue acest sistem pentru a ajuta toți studenții
și cu dizabilități și fără dizabilități sau cu probleme de sănătate sau cu diverse alte situații să poată participa la ore, să nu piardă cursuri și să-și poată finaliza cursurile. Eu cred că ar fi cel mai bine așa. Sincer și eu cred că învățământul ăsta trebuie să blended learning e să fie totuși o în zona asta, adică să propuneți domnului deputat ca învățământul să devină hibrid, pentru că s-ar putea să ne mai așteptăm și la alte surprize din 2025 și atunci să nu fim în plop și plop în aer și să nu știm să luăm decizii din timp. Credeți-mă că ar fi mai multe persoane cu dizabilități care ar avea curajul să acceseze cursurile unei facultăți decât să se chinuie să-i ducă părinții sau diverse alte persoane și să-i urce pe scări pe unde se poate, pe unde nu se poate, că este inaccesibilă specializarea respectivă, da? Facultatea sau universitatea respectivă. Și atunci am mai salvat cumva situația. Pentru că toată lumea are dreptul la învățământ superior și sunt mulți care poate își doresc. De asta zic că am putea salva sau care nu au bani de transporturi sau sunt diverse situații. Ar trebui să găsim astfel de soluții. Sigur. Bun. Mesajul tău pentru buzoienii vis-a-vis de alegerile 2024? Mesajul meu e simplu. Oameni buni, ieșiți la vot. Ieșiți la vot pentru că votul este important. Mulțumesc tare mult că ai acceptat să vorbim, să povestim aici la Lumea în Obiectiv, să te mai audă oamenii, să te cunoască, să știe că ești un luptător și un om care se poate baza buzoianul pe tine și celelalte persoane cu dizabilități. Și să nu uităm că doar prin unitate vom învinge întotdeauna. Altfel va fi doar praf în ochi și vorbe aruncate în vânt dacă noi nu vom susține proiectele colegilor noștri care vor să fie vocea problemelor noastre. E foarte adevărat că cele mai bune lucruri se fac în echipă. Perfect. Mulțumesc pe tare mult. Fiți obiectivi într-o lume subiectivă. Până data viitoare, rămâneți sănătoși. Dacă nu știi ce înseamnă dizabilitatea și vrei să faci un casting privind soluțiile, vino la Lumea în Obiectiv cu Mircea Brătosin.